Fostul premier Ion Chico a primit în dar mai multe cadouri în timp ce se afla în fruntea executivului. Despre acest lucru anunță Cancelaria de Stat, care a publicat raportul referitor la cadourile admisibile și neadmisibile pentru anul 2020. O parte dintre daruri Ion Chico le-a transmis către sala de expoziție a guvernului, altele însă le-a păstrat. În 2020, Ion Chico a primit în dar din partea unor oficiali ucraineni un tablou care reprezintă o scenă din istoria Ucrainei. Acesta, în valoare de 400 de lei, este vernisat în sala de expoziție a guvernului. Un tablou panou intitulat Anotimpurile, în valoare de 500 de lei, a fost transmis lui Chico din partea concernului rus Gazprom și acesta a ajuns în sala de expoziții. De asemenea, din partea oficialilor turci, fostul premier a primit în dar un panou de sticlă pe suport, talisman Ochiul Norocului, care valorează 300 de lei, iar ambasadorul din Belarus i-a dăruit un set de cărți care, la fel, costă 300 de lei. Prim-ministrul Kazahstanului a oferit lui Ion Chico un suvenir în valoare de 200 de lei, dar și o puhă bici, prețul căruia se ridică la 500 de lei. Și aceste daruri au fost expuse în sala de expoziție a guvernului. Fostul premier a mai primit în dar cești de cafea pe care le-a păstrat. Două seturi de vin din partea premierului român Victor Orban în valoare de 150 de lei, iar altele din partea ministrului de externe al Turciei în valoare de 400 de lei.